Coaliția pentru Familie, reacție la jignirea grav din partea lui Iohannis, inițiativa de definire a căsătoriei nu inflamează societatea. Comitetul de inițiativă CCNASC sublinierei Platforma Civic împreună declar, apra valorile care asigură identitatea poporului român nu este discriminare, domnule presubliniere din tale României. Comitetul de inițiativă CCNASC privind revizuirea articolului 48 alin 1 din Constituția României sublinierei Platforma Civic împreună transmis ce au luat act de cea de-a treia jignire grav pe care președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a adresat-o milioanelor de români care au promovat și susținut cea mai importantă inițiativă cetenească a poporului român. Acea privind definirea constituțională a căsătoriei, o inițiativă democratică cu un obiectiv susținut de 90% din populația României, care, în opinia domnului KW. Iohannis, inflamează societatea. Este ca și cum ai spune ce afirma ce 2 plus 2 fac 4 inflamează societatea, se arată într-un comunicat al coaliției. Astfel, după ce anul trecut a asociat această acțiune civic cu fanatismul, iar acum 3 săptămâni ne-a spus despre luna mai ce nu este o lună bună pentru referendum, recent domnul KW. Iohannis a declarat ce inițiativa semnat de 3 milioane de români inflamează spiritele în societate și încurajează intoleranța față de comunitatea LGBT, lesbiene, gay, bisexuali, transexuali. Aceasta în condiile în care, în ultimii ani, am asistat la numai puțin de 6 inițiative ale unor organizații de lobby LGBT de a introduce parteneriate civile asimilabile căsătoriei între cuplurile de același sex. Această ultimă declarație a președintelui României demonstrează limpede ce. Președintele României nu cunoaște care este obiectul inițiativei CTNT, și anume definirea ei în Constituția României a căsătoriei acum este ea definit în prezent în codul civil și în codul familiei, iar nu redefinirea familiei care este, în fapt, obiectivul lobby-ului LGBT. Agenda progresistă european este instaurat în România de la cel mai înalt nivel, respectiv de la nivelul președintelui României. Presubliniere din tele se dovedete, din păcate, a fi vârful de lance al politicii corectitudinii politice în România. Într-o Europă în care un copil este condamnat la eutanasiere de către un judecător activist LGBT, este deconectat de la aparate, iar, pentru ce în continuare respira, este lăsat să moară de foame și de sete în ciuda voinii părinților săi de a-i salva via. Atacarea de către președintele României a unuia din cei doi piloni ai familiei, căsătoria dintre bărbați și femeie, reprezintă o amenințare la cel mai înalt nivel a acestei valori eseniale pentru români. Poporul român, a cărui inițiativă cetenească este refuzat de la cel mai înalt nivel, nu doar ce nu a discriminat pe nimeni, dar este el însuși atacat în valorile sale eseniale. În fapt,
discriminarea despre care vorbește președintele este aplicat tocmai valorilor poporului român, căruia nu-i se dă voie să se exprime, sublinierea împotriva căruia se promovează un discurs alurii doar pentru ce preuiete aceste valori. A exprima sublinierea apra valorile care asigur viața, fundamentele civilizației, subliniere identitatea poporului român, nu constituie un act de discriminare, se mai arată în comunicat.